Bicicleta Leta m-a trezit dis de dimineață să merg la vot. Cum stă ea legată de balustradă, nu trece unul pe scări să nu-i chitileze punctul G al claxonului. În fiecare zi țipă Leta, dar atunci a țipat altfel, ca pentru votare. La ieșirea din bloc, aceiași câini bolnavi, rămași fără păr, cu ochii astupați de bube groase și cu labele însângerate, carne vie. Nu se dau la om, dar au ei ce au cu bicicletele. Și de câte ori mă văd așa bolnavi cum sunt, încep să latre isteric, iar cei mai în putere se repet să muște pe Leta de cauciuc. De câini, scapi ușor. Te oprești, iar ei se retrag în culcușurile lor pline de căpușe și de propria lor carne putredă. Apoi mai faci un pas, ei mârie, apoi încă unul, te oprești, încă un pas și tot așa, încetișor, până ieși la limpezi și în bulevard, unde câinii sunt mai rari și parcă mai îngăduitori cu bicicliști. Cum am ieșit de pe teritoriul Jigodiei, am pedalat pe uverturii și am intrat pe strada veteranilor către școala unde votez de 10 ani. Leta a început să țipe din toate încheiturile la fiecare groapă din asfalt, turnindu-și spițele și împungând cu coarnele într-o parte și în alta. Primele gropi le-a trecut ea cum le-a trecut, dar după câteva minute s-a proptit cu roata din față în buza unei gropi și m-a aruncat nervoasă din șa cât colo. Doi votanți matinali s-au pus pe râs, rezemați de gard să poată râde la maxim. Gropi și pe stradă și pe trotuar, dar bordurile erau nou-nouțe. Și chiar pe muchia ascuțită a unei borduri am căzut, cât pe ce s-a rupt fluierul piciorului. Iar de mâna dreaptă m-a mușcat o groapă cu margini abrupte, tăioase ca un maxilar de rădașcă. Exact în aceeași groapă în care am îndoit câteva spițe și anul trecut. Oh, shit. Și care, pe vremea primarului dinainte, a avut tot mandatul, o purtare absolut pașnică față de mine, cel puțin. Nu știu cum s-a înrăit așa deodată. N-am mai putut pedala. Leta mi-a oferit ghidonul să mă sprijin și am țopăit într-un picior până la secția de votare. Bineînțeles, ca la toate liceile de cartier care își încurajează elevii să vină la ore cu mașinile lor, nici aici nu era un rastel pentru biciclete. S-o leg pe Leta de gard, nu m-a lăsat polițistul. Nici nu și-a asumat răspunderea dacă o lăsam nelegată. Mă trăgeața să votez. Leta a simțit asta și s-a uitat la mine cu farul stins, speriată, ca una care mai fusese furată odată la viața ei, chiar de lângă secția de poliție. Nu poți să lași o bicicletă nicăieri în oraș, nici măcar legată, că vin hoții și ți-o ridică. Dispar și copii, și mașini, și case, dar o bicicletă. N-am vrut să risc. Și oricum nu cred că aș fi putut urca și coborâ pe scări cu un picior rănit. Sau să votez cu mâna umflată de la căzătură. Am plecat înapoi, acasă, alignind de un picior, cu Leta pe lângă mine. A fost pentru prima oară când nu am votat. Leta, cu o aripă îndoită, mi-a înțeles gestul și a scârțit solidar tot drumul până acasă. Acasă e doi pași mai încolo de la câinii ăia bolnavi. Pe strada neasfaltată Alești, în municipiul București, sectorul 6.